Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Sunt Arotela cu o etalare specială de Rusalii, da, pogorârea Duhului Sfânt. Aș vrea să vedem cum coboară Duhul Sfânt în viața celor care vreți să ascultați acest canal, această etalare. Aveți de ales între trei opțiuni. Am simțit nevoia de ceva special și am zis că totuși lumânarea simbolizează Duhul, da? Și atunci, aveți de ales între 1. Lumânarea cu aromă de vanilie. Numărul 2. O să las un pic de praf, dar nu contează. Numărul 2, lumânarea cu aromă de trandafir. Și numărul 3, lumânarea cu aromă de cocos. Aceasta aici este un alb gălbui, știți bine, roșu, destul de intens, și un alb ușor spre gri, translucid, aș spune. Da? Deci vanilie, trandafiri, nucă de cocos. Alb, gălbui, roșu, alb, gri, perl, alb, perl. Da. Vă puneți pauză și vă alegeți, vă gândiți. Eu o să las lumânările aprinse, ca așa am simțit nevoia. Oricum mai am încă una mare, da? Însă, azi este o etalare specială. Foarte specială. Ia să-l vedem mai întâi pe spiritul lui ametist. Hai să vedem cei care ați ales. Înainte să începe talarea, ia să dau eu înapoi. Sper că nu ați apăsat direct. Cine apasă direct și sare peste acest mesaj, păcat. În timp ce am amestecat seturile de cărți, dragii mei, au venit turnul și împărăteasa într-un mod trăsnet, neașteptat, vine dragostea. Împărăteasa în dragoste înseamnă dragoste, înseamnă și abundență. Poate să vină și o sarcină pentru unii pe care o așteptați după mult timp. Dar, mai presus de sarcini de genul acesta, apare abundența, stabilitatea, dragostea, dorința de a iubi, dorința de a oferi dragoste și de a primi dragoste. Am văzut și îndrăgostiți în timp ce am amestecat aceste de cărți. Ce mai văzut? Da, am văzut o suferință peste care veți trece unii cu multă răbdare, da? Și, haideți să vedem, interesant, la capătul setului de cărți, Marele Preot, etalare, deci mesaj colectiv, Marele Preot, da? Credință că vorbim acum de o etalare în ziua de Rusalii. 6 de foc. Vă ridicați deasupra multor probleme și aveți victorie. Iar, 6 de foc, succes. Dresați, aș spune, fiara din voi, impulsurile, nu doar fizice, egoul, îl dresați și îl învățați să joace după voia voastră ghidată de Duhul Sfânt înspre succes, pentru unii, nu pentru toți. Și ce e interesant la capătul setului acestui cărți, dragostea adevărată. Dacă intrați pe vibrația Marii Împărătese, bărbați, femei, nu contează, vă atrageți dragostea adevărată. Unii poate deja lucrați, femeile divine deja, deja au lucrat la vindecare, la autenticitate, da? Și își atrag mai repede cine a lucrat. Își va atrage mai repede. Nu putem ști exact, totuși, cum lucrează Duhul în viața unora și altora, dar Duhul Sfânt este real și cei care nu au crezut până acum sunt chemați să creadă, eventual. Dacă vor, evident. Dacă nu vor, nu vor. Revin la numărul 1. Revin la numărul 1. Hai să vedem. Mesaj pentru numărul 1 de la Duhul Sfânt. Binecuvântări de la Duhul Sfânt pentru numărul 1. Numărul 1 are o aură și un spirit care încălzește, care oferă stabilitate. Ce vreau să spun în mod special? Un spirit care se conectează la ancestorii săi, la străbuni, la, eu știu, rudele care s-au dus, întotdeauna sunteți alături de ei. Acest patru de monede poate să susțină acest mesaj. Dar hai să mai vedem. Extraordinar, ce frumos, patru de monede împărăteasă. După o perioadă de mari suferințe, moartea și nouă de spade. Mari suferințe, transformări. Nu vreau să fie 3, da, așa a ieșit. Ok, 3, 3, 3.
Încă o carte. Ups, și 10 de monede. Pentru unii, vă regăsiți echilibru. Dar nu, hai mai întâi să continui. Să scot cărțile. Numărul 1. Un mesaj pentru numărul 1. Asul de cupe. Vai ce frumos! Vai ce frumos și justiția. Măi. Deci, dragii mei, nu vorbesc de nicio zodie a balanței, vorbesc de justiție divină. Este ziua de Rusalii. Nu ne fixăm pe zodii. Ne fixăm pe energie. Se face justiție în viața voastră, în relațiile karmice. Relațiile karmice rămân deoparte și voi crește și vă apropiați de abundență, și veți primi dragostea pe care o meritați. Și nu doar dragoste, și banii pe care îi meritați. Hai să vedem în continuare ce alte mesaje vin. N-am răbdare să scot toate cărțile și apoi să citesc, că sunt eu mai vorbăreață. Diavolul. Dar aici nu e vorba de... Lăsați în urmă. Da, lăsați în urmă pe cineva la drum, da, să se transforme. Îi lăsați să se transforme. Îi lăsați să se transforme. Și voi vă vindecați de persoane care vă pun condiții în relațiile pe care le-ați manifestat cu ei, aș spune. Deci o să clarific. Mesaje pentru numărul 1. Mesaje pentru numărul 1 de la îngeri. Mesaje de la îngeri pentru numărul 1. Imediat încep să vă povestesc. Mesaje pentru numărul 1 de la Duhul spun binecuvântări. Mesaje pentru numărul 1. Mesaje de la înger pentru numărul 1. E așa de greu că sunt amenele mici și cărțile sunt foarte mari. Aveți răbdare. Physical touch, interesant. Vedeți cărțile? Hai să le pun așa. Ați văzut, da? 4-7 să însemne ceva, poate vârsta unora, sau 4 și cu 7 înseamnă 11. 11 apare mai multe forme, dar în primul și în primul rând. Trei, iarăși, să însemne ceva, 10. Ia uite ce frumos. Ca și dar divin, primiți grația și dulceața. Dulceața. Aveți o grație apar. Și interesant cum confirmă prin împărăteasă și prin asul de cupe. Și chiar prin această carte, Physical Touch, aveți o grație specială. Așa spune un citat. Căutarea perfecțiunii este de fapt căutarea dulceții și a luminii. Victorie și reușită. Apropo de ce am zis și mesajul, în mesajul colectiv. Ok, doki. Pentru cei care ați ales numărul 1, am zis că aveți o legătură cu... Sau mai bine zis, încercați să vindecați. Prin lumina voastră, prin înțelegerea și dragostea necondiționată pe care o veți manifesta, cel puțin de acum încolo, dacă n-ați manifestat-o până acum, iertare și înțelegere față de relațiile karmice, față de cei din familie care poate v-au ținut legați, v-au ținut pe loc, care v-au îngrădit, să zic, niște posibilități.
Aș spune că acest 4 de monede ține de domeniul trecutului și dacă mai este ceva în acel trecut, cu puterea iubirii și a spiritului vostru, reușiți să vindecați. Astfel de cupe înseamnă vindecare, împărăteasă înseamnă dragoste necondiționată. Prin dragoste reușiți să vindecați aceste karme. Și tocmai pentru că aveți înțelegere, pentru că ați vrut să faceți mai mult decât cei care v-au ținut legați în relațiile karmice, Duhul Sfânt vă ia alături. Duhul Sfânt v-a dat chiar de la început această dulceață și această grație specială și probabil prin toate legăturile karmice, acestea care v-au ținut, insist la asupra cuvântului, v-au ținut legați în niște tradiții care nu vi se potriveau, în niște reguli care nu permiteau expansiunea voastră. Totuși, prin aceste daruri divine pe care le veți primi și le-ați primit mai dinainte, dragoste, înțelegere, empatie, frumusețe, un soi de tenacitate, că văd aici 8 de monede, tenacitate de a trece peste confuzii sau de a vă materializa visurile, ce frumos, în pofida luptelor care sunt, tenacitate, da? Disponibilitate la muncă asiduă. Se face dreptate în viața voastră, veți vedea că se face dreptate. Apare încă, nu că e nemanifestată, e la capătul setului de cărți, din punctul meu de vedere, se va manifesta subtil. O veți simți nu ca pe o umbră, ca pe o lumină în spatele vostru, justiția divină, cum apare că nu vă așteptați. Și alt dar pe care îl primiți este, repet, înțelegerea și dragostea necondiționată față de cei care au fost toxici. Vindecarea de niște adicții, vindecarea de, ia uitați, aici sunt niște legături, vindecarea de oameni care au încercat să pară blânzi, de fapt au fost niște fiare în viața voastră. Și pentru că vă vindecați voi de cei de acolo din familie, din neam, din relațiile pe care le-ați avut sau visurile, eu știu, poate nici nu au fost relații, au fost doar iluzii, au fost speranțe față de anumite persoane și aceștia v-au adus suferință, această dragoste și iertare pe care o manifestați față de ei vă atrag abundență, vă aduc expansiune, vă deschideți brațele, coroana. Coroana a șaptea ceacră, către stabilitate, dar în altă parte, către succes financiar, profesional, poate chiar o familie, dar cu cei care vă respectă, cu oameni care vă respectă și pentru unii dintre voi se pare că vine dragoste, astfel de cupe, împărăteasa și 10 de monede, vine dragoste din partea cuiva care poate o perioadă să fie obsedată. De voi, nu știu ce număr este, ce sunteți bărbați, femei. Dar tocmai prin energia voastră îi ajutați să iasă în această energie obsesivă și să rămână cu dragostea și cu respectul și cu onoarea pe care o meritați. Acest personaj va dori foarte mult să vă atingă, să vă îmbrățișeze, să vă aibă în preajmă. Atingerea voastră este o dorință foarte intensă pentru acest personaj, dar acest personaj nu știe că voi veniți cu o vibrație foarte specială și în momentul în care îi veți atinge, îi veți îmbrățișa, poate, evident, inițial prietenește. Că se va naște altceva, veți trăi și veți vedea. Ideea este că, ia uitați, uitați-vă cum se uită acest personaj, acest bărbat, vedeți? Nu știu aici cum e, vedeți? La femeie. Parcă este Dumnezeu pentru el. Dacă acest personaj a fost obișnuit să vadă atingerea fizică față de femeie într-un mod toxic sau să aibă o viziune distorsionată față de femei, în preajma voastră acest personaj se schimbă. Se schimbă și va dori să fie stabil, să vă fie alături. Nu vedeți? Ia uitați.
Am zis, aveți o aură specială, vedeți? Din mâna acestei personaje, câte steluțe, ce înseamnă stea? Stea înseamnă vindecare. Aveți capacitatea să-i vindecați pe mulți prin dragostea voastră și prin atingerea voastră. Kinestezie, parcă așa se numește, nu? Dar pe lângă acest dar, cel mai important este grația, da? Grația împărăteasa a s-o decupe. Dulceața, fructele pe care le... Aici, deci pomul acesta crește, voi creșteți, dar rodiți frumos. Și roadele voastre sunt hrană pentru cei din jurul vostru. Eventual puteți să faceți bani din aceste roade. Unii dintre voi, 10 de monede. Pentru unii, aceste 10 de monede se va manifesta la capitol profesie, pentru alții poate printr-o relație stabilă de lungă durată în care veți avea succes, pentru alții poate în ambele feluri, în ambele feluri. Dar, da. Dacă sunteți voi în această energie toxică, adictivă, obsedată de cineva, tendințe care vin din familie, din relațiile karmice pe care le-ați experimentat până acum, personajul care vine în viața voastră, energie feminină, poate să fie femeie sau bărbat în energia sa feminină care știe să vindece, terapeut, psiholog, artist, artistă, pentru că sunt semnale, da? Ce ar mai putea să fie? Nu știu, cineva care lucrează în chestiuni care țin de spiritualitate, de emoții, de dragoste, de artă, am zis, da? Și acest nou personaj să vă vindece eventual de tendințele toxice ale unora, de ego. Ego înseamnă neapărat furie, înseamnă și frică. Frica de a fi autentic și atunci joci teatru, nu? Încerci să fii blând când de fapt știi că în sinea ta este totuși un vulcan. Și în momentul în care personajul acesta toxic începe să se vindece, începe să și creadă. E un nou ciclu, da? Vedeți? 10 și 5. 10 înseamnă schimbare de direcție. E o energie karmică. 10 iar apare. Aduceam-te de roata norocului. Se schimbă norocul în viața voastră. Și am zis, ori prin prezența cuiva, ori voi, depinde unde sunteți voi, aveți această capacitate de a-i vindeca pe ceilalți. Și am zis, această schimbare aduce C5, credință, marele preot. În viața celor care nu au crezut, au fost atei, n-au zis, ai Dumnezeu, spovești, a dormit copiii. Na. Pentru asta trebuie să lăsați în urmă, eventual, un personaj care v-a adus multă suferință, poate, care a vrut să, eu știu, epateze și v-a adus suferință, a fost gelos, geloasă. E o situație de care vă transformați. Eventual, călătoriile v-au ajutat la această transformare. Ia uite, 8, 8 și... Ai, ai, ai! 8 de cupe, 8 de foc și transformarea. Da? Pentru unii dintre voi, acest personaj deja a intrat în viața voastră, dar, din niște motive, n-a fost bine primit. Astfel de cupe înseamnă multe. Voi știți, pentru unii dintre voi, dacă ați întâlnit această energie feminină divină, nu i-ați primit pentru că încă erați legați de situațiile din trecut, de familie aceasta karmică sau relațiile karmice, neapărat familie, dar e patru, e casa a patra. Da, de niște responsabilități, false responsabilități în casă, oameni super orgolioși, geloși în casă, și a trebuit eventual să jucați un pic de teatru, dar probabil că acest personaj pentru unii dintre voi a trebuit să plece ca să înțelegeți efectul lor. Wow! Wow, ce cuvânt! Ce mesaj pentru unii dintre voi! Dar efectul durează. Acum, revin.
La darurile voastre. Au venit mai multe mesaje din mai multe perspective. Darurile voastre. Probabil că dacă ați întâlnit acest personaj, lucrurile s-au încheiat și acest personaj își vede de drumul său, rămâne să a însămânțat ceva în voi. A însămânțat dragostea. Rămâne să rodiți și voi asemeni lor. O, ce frumos! Rămâne să vă dezlegați de karmă cât puteți, cu respect față de ancestorii voștri, de neamurile voastre, de ce o mai fi, și să descoperiți eventual că oamenii pot fi frumoși, plini de iubire și de lumină. Și în momentul în care vă schimbați energia, veți atrage și voi abundență, altfel de abundență, nu prin acea, prin contracte, prin ce mai fi ele. Interesante mesaje, interesante. Hai să vedem. Următoarea etalare. Nu vreau să mă lungesc mult, vreau să fie mai scurte, mai la obiect, da? Mă bucur că v-a plăcut. Să pun deoparte numărul 1. Și vă doresc dragoste frumoasă. În continuare. Numărul 2, cei care ați ales această lumânărică roșie cu aromă de trandafir. Trandafirul are o energie imperială, da? Regală. Dar roșu înseamnă și dragoste, înseamnă și prima chakra sexualității, a întâia și a doua. Dar e o energie mai degrabă masculină, da? Și a stabilității. Vedem. Ce legătură are stabilitatea, sexualitatea cu ce urmează să primiți? Să vedem. Să curățăm cărțile pentru numărul 2. Numărul 2. Daruri de la Duhul Sfânt în această perioadă. Wow! Luna. Trei de cupe. Trei de cupe și asul de cupe. Au venit valetul de monede și 10 de monede. Ori voi vreți să oferiți cuiva stabilitate, ori veți, pentru că știți că aveți de unde să oferiți, ori cineva cu care începeți, un prieten, cineva din preajma prietenilor, nu, hai să pun toate cărțile, asul de monede, să nu uit că a fost și asul de cupe, da? Să nu uit asul de monede. Curăț cărțile, iar vorbesc înainte să am toate cărțile pe masă. Să însemne ceva, este numărul lunii, 3 iar 10 pentru unii dintre voi. Darul de la Duhul Sfânt pentru numărul 2. Carte. Doi de monede. Trebuie să am tot monede. Aici sunt multe monede. Cărțile pentru numărul 2. Hai să vedem. Pentru numărul 2. Daruri divine. Ce interesant mesaj a venit acum. Imediat îl spun. Daruri pentru cei care au ales lumânarea roșie. Cu aromă de trandafiri. Cu alte cuvinte, alegeți pasiunea. Și stabilitatea, cum am zis mai devreme. O carte pentru numărul 2. O carte pentru numărul 2. Daruri divine pentru numărul 2.
Vor să vină multe cărți la voi. Ok. Asul de aer, până la urmă, 8 de pământ și justiția. Vă treziți, măi, vă treziți la... Wow! Pentru unii dintre voi, e un moment, într-adevăr, aveți parte de niște revelații, eventual prin somn, prin vise, comunicarea cu prietenii vă ajută să vă conectați la intuiție, la niște lucruri pe care le credeați confuze sau de neînțeles. Comunicând cu cineva din preajma prietenilor, începe să înțelegeți chestiuni care țin de energii feminine subtile, de emoții lună, de frici, de... sensibilitate, de maternitate, de cum să vă găsiți lumina în întuneric. Și comunicând cu acest personaj, sau e un personaj, sau veți întâlni un personaj într-un cerc de prieteni, la o întâlnire, la o pur și simplu. Am văzut la un dat și trei de foc, la un drum sau pe lângă voi, într-o formă sau alta, acest personaj. Țac, țac, stați de vorbă. Și stând de vorbă, veți avea niște revelații. Repet, aceste revelații vor veni și prin somn și poate și prin muzică. Dar cea mai importantă revelație este că unii dintre voi, unii, nu toți, vreți să munciți 8 de pământ, să creați dreptate în viața voastră, să creați echilibru, nu doar stabilitate financiară, ci stabilitate prin dreptate, prin echilibru, prin adevăr. Poate aflați niște adevăruri care vă fac să înțelegeți chestiuni confuze sau lucruri despre voi pe care nu le înțelegeați, emoții pe care nu le înțelegeați. Luna e o energie foarte complexă. Toți avem lună în harta natală, bărbați, femei, nu contează. Am văzut și asul de cupe. Eventual cineva vine cu această vibrație vindecătoare. Am văzut asul de monede și apoi asul de aer, mulți ași. Revelații asupra emoțiilor voastre, asupra dorinței sau față de... o dorință mai veche de a manifesta stabilitate, dar acum vreți sub o altă formă. Asul de monede, vreți eventual să începeți o nouă relație, un nou job. Dar în adevăr, în care să munciți în echilibru, în dreptate, corect. Dacă ați suferit în relații false, sau voi a trebuit să proiectați în afara voastră altceva decât erați și v-a făcut să suferiți că n-ați putut să fiți autentici, toți acești ași confirmă călătoria voastră către echilibru și atunci autenticitate, aș spune. Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Iar călătoria, poate fi și călătoria, comunicarea cu cineva, avem semnale, peștera, scorpion, o persoană foarte empatică, intuitivă, misterioasă, poate persoana din grupul vostru. Voi sunteți într-un grup interesant și această persoană nu face parte din grupul vostru, dar aduce lumină, e un soi de, e haioasă, e distractivă, într-un fel sau altul vă aliniați emoțional, chiar dacă nu faceți parte din același grup. Chiar dacă persoana este misterioasă. Da? Și vă ajută să vedeți altfel lucruri, dintr-o altă perspectivă. Voi aici sunteți într-un grup, priviți într-o direcție, persoana privește în altă direcție, dar vă aliniați emoțional cu acest personaj. Și la un moment dat se va discuta despre, poate, despre un proiect, da? La care să munciți, să aducă independența cuiva și eventual, dacă urmați calea corectă, justiția, un soi de abundență financiară, succes profesional. Veți duce acest proiect, dacă începeți ceva, un proiect cu acest personaj, care, repet, vă ajută să înțelegeți asul de aer prin comunicare, Mercur, lucruri pe care nu le înțelegeați.
Vedeți, interesant, aici sunt două personaje, da? Două păsări. Și aici este celălalt, al treilea. O văd aici ca pe lună, iar e un personaj foarte intuitiv, misterios, care vă arată lumina. Se creează așa un soi de triunghi. Dacă voi erați obișnuiți într-un fel, în întuneric, într-un soi de neclaritate, acest personaj aduce claritate. Poate aduceți voi în viața altora. Poate contactul cu acest personaj, că văd comunicare, comunicare, valetul de monede 3, iar înseamnă comunicare, asul de aer, iar înseamnă comunicare. Comunicarea cu cineva, ori, voi, dar eu așa simt totuși că veți comunica cu cineva și transformarea care se va produce în voi, în timp, subtil, finuț, să zic, vă va ajuta la un moment dat să aduceți și voi transformare în viețile altora, poate în preajma colegilor, prietenilor, îi veți schimba voi pe cei care, cu care erați inițial, înțelegeți? Oricum, se dorește, veți vedea, se dorește un proiect. Și acest proiect va duce cu muncă, nu zice nimeni cu muncă, și cu implicare corectă, va duce către succes. Poate să fie relația de lungă durată, valetul de monede poate să sugereze chestia asta. Trei de cupe poate să reprezinte faptul că, într-un mod misterios, vă îndrăgostiți sau cineva se îndrăgostește de voi, vreți, tot așa, prin comunicare, vreți să manifestați ceva și dintr-o prietenie se naște o relație de lungă durată care poate să ducă mult departe. Cu justiția și cu 10 de monede poate să ducă înspre o posibilă căsătorie. Depinde de situație, dar aveți asul de monede, ia uite. Dar iar inițiativă, pasiune, ah, și asul de cupere apare, ia uite, și împărăteasa la capătul setului de cărți, da? Atracție mare este valetul de monede și de bâte, dar aceasta se reține un pic atracția sexuală pentru că e atâta empatie și atâta drăgălășenie în această atmosferă încât veți dori să manifestați respect sau persoana respectivă își va reține atracția pentru că vrea să exprime tandrețe, respect, să demonstreze că e o persoană corectă pe care vă puteți baza. Este o nouă tendință. Dacă acest personaj a creat de obicei confuzie, acum vrea să fie altfel, cu opt e transformare. Transformare. Interesant că aveți aici o vioară. Vioara, pe lângă că e faptul 8 de monede, înseamnă muncă, într-adevăr, dar vioara înseamnă comunicare, iar. Și ce e foarte drăguț este că vă va ajuta și comunicarea, și personajul, și energia pe care o primiți prin Duhul Sfânt, dar prin oameni, prin experiență, evident că Duhul lucrează prin oameni. Vise, prin muzică. Tot ce veți primi în această perioadă vă va echilibra, vă va arăta adevărul, vă va arăta o nouă cale și vă va ajuta, aici vreau să ajung, vă va ajuta să faceți un soi de echilibristică și cu justiția și cu doi de monede. Echilibristică în viața voastră, dacă sunt confuzii, dacă sunt greutăți peste care trebuie să treceți, da, pietrele astea reprezintă greutăți, da? Și nu vedeți ce e interesant în aceste cărți? În spate aveți ca niște blocuri, ca niște construcții rigide. Se transformă tot ce este rigid, se transformă în curcubeu, în aură, în vibrații pozitive. Am zis, e un soi de schimbare, că, vedeți, 8 e schimbarea către echilibru. Veți reuși de... Și cu alul acesta, iar aș spune că e una dintre persoanele acestea care era în umbră, în întuneric, să zic, în noapte, în confuzie, în frică. Acest personaj își descoperă lumina. Așa simt, lumina din el, din ea. Poate, repet, să fie și invers. Voi să-i ajuta să, da, să se echilibreze, să discearnă, să treacă prin greutăți cu optimism. Că sunt pietre, totuși, nu e ușor, da? Să țopăi pe pietre. Și într-un picior, da? Dar nu vedeți cu câtă nonșalanță, cu câtă încredere pășește.
Cu alte cuvinte, dacă aveți de echilibrat casă, job sau două joburi sau două situații cel puțin sau să treceți de la prieten la această nouă direcție, acest nou personaj, lucrurile vor fi plăcute. Veți avea, am zis, e și pasiune, vorbiți de pasiune, dar să reține pasiunea pentru, cum ați zis și mai devreme, din dorința de a crea stabilitate. Nu e doar atracție fizică, este dorința de a crea mai mult. A cuiva față de voi și a voi, așa, a voastră față de cineva. Nu știu dacă mult ai față de același personaj, dar ia uite-mă. Ia uite, o nouă dragoste, alt nou, 2 și cu 6, 8, care extraordinar, mai, extraordinar, îmbrățișați-vă emoțiile, wow, o nouă dragoste și Union of Hearts, 2 și cu 8, 10, 2 și cu 6, 8. Dar această nouă dragoste, acest nou personaj, clar, este un personaj care vine în viața voastră, dar îmbrățișați personajul, îmbrățișați emoțiile. Îmbrățișați. Nu zice nimeni să, dacă vi se pare că un anumit personaj este, cum v-am descris eu aici, la un moment dat, să vă aduceți aminte de talare și să-i îmbrățișez. Săriți pe dracătul. O să aveți timp și de îmbrățișări. Dar îmbrățișați această oportunitate. Dacă nu-i dragoste, poate să fie un job, dar eu simt că este totuși prin comunicarea cu cineva. Clar, este un personaj. Jobul nu vine așa singur. Primiți un e-mail de la, nu știu, o adresă necunoscută. Sunteți chemat la viitorul vostru job care vă va aduce, eu știu ce, salariu de, eu știu ce. Da? Jobul vine tot prin oameni. Așadar, dar trecând peste job, e totuși o nouă dragoste. Hai să spunem asta. Ce e de spus? Da, e o nouă dragoste. Și o uniune a unor inimi care se transformă separat și împreună. 2 și cu 8 îmi place. Au învățat să se iubească separat și se iubesc împreună. Și împreună, repet, se transformă 8 și creează o nouă relație. Am zis cu armonie, cu armonie și cu succes, 10 de monede, ia uite așa ce pom crește. Ce frumos! Curățăm cărțile pentru numărul 2. Deci e o nouă dragoste. Tot am vorbit de un personaj, înseamnă că e totuși un personaj în viața unora dintre voi. Dar vă învață să fiți corect, să manifestați dreptate. Nu zic că n-ați fost corect, dar poate, repet, în viață, uneori, a trebuit să creați proiecții, să nu fiți voi înșivă. Și asta v-a adus durere. Și cu acest personaj puteți să fiți voi înșivă. Aici e chiar chestiunea. Poate cu cei din trecut în continuare nu puteți fi, dar cu acest personaj puteți să fiți voi înșivă. Am scăpat-o pe asta. Încă un mesaj. Vă echilibrează mental, emoțional acest personaj. Repet, manifestați. Youthful love, dragoste tinerească. Renaștere și, ia uite, noi începuturi, renaștere, transformare, vă transformă acest personaj. Victorie și reușită. Foarte frumos. Și, dragii mei, întotdeauna fiți voioși. Străduiți-vă să fiți voioși ca să atrageți aceste lucruri. Ci că dacă aș avea o singură floare pentru fiecare moment când mă gândesc la tine, m-aș plimba tot timpul prin grădină. Ce frumos! Interesant, fiți atenți. Lao Tzu zice, noile începuturi sunt adesea îmbrăcate în sfârșituri dureroase. Aveți de renunțat la ceva, apropo de durere. Dar la cineva din trecut. Poate la o mamă, poate la o mama copiilor, da, cineva din trecut sau care v-a pus în așteptare, da, trebuie să renunțați, da, pentru că aia e o proiecție, nu este ceea ce este pentru voi. Wow, ce frumos! Încă o, iar mai este ceva de vindecat.
și de transformat. Cel care îi controlează pe ceilalți poate fi puternic, dar cel care reușește să se controleze pe el însuși sau pe ea însăși, este și mai puternic. Așadar, pentru unii dintre voi, sper că v-a bucurat mesajul și mai ar fi păcat să nu fiți deschiși la asemenea uniune a inimilor. Nu uitați, aveți asul de cu pe pasiune. Pasiune, dragoste, stabilitate și adevăr. Și adevăr, dragii mei. Ce mesaje frumoase! Mă bucur că am făcut etalarea. Sper că vă bucurați și voi. Și eu sper să fie mesaje frumoase pentru toți cei care ascultă, pentru că, din păcate, toată lumea vrea să fie deschisă către darurile divine, tot așteaptă mesaje de la, eu știu, figurile lor karmice, dar cine vrea să primească, primește. Așa, cei care ați ales numărul 3, nu e candelă, este lumânărică cu aromă de, ce am zis că este de cocos. Muncă de cocos. Foarte hrănitoare, da? Spiritul vostru este. Care culoare de perlă? Spiritul vostru este emoțional, este sensibil și a trecut prin multe suferințe. Interesant, în timp ce vorbesc, apare 5 de cupe. A trecut prin multe suferințe, că perla trece prin multe suferințe ca să își manifeste valoarea. Munca de cocos, iar, e tare, dar în esență ce hrănitoare, ca un lapte, da? Lapte matern. Poate că în esență păreți duri, dar interiorul vostru este foarte sensibil. Hai să vedem ce mesaje vin. Curăț cărțile pentru numărul 3. Wow! Wow! Justiția, moartea, regina de bâte. Un personaj foarte gelos, foarte intens, eventual, de care vă eliberați. Justiția, moartea și interesant, 9 de spade. Iar multă suferință am vorbit, dar trebuie să vă regăsiți aici este, trebuie să regăsiți sensibilitatea voastră. Ați fost într-un contract, căsătorie sau contract în care ați suferit foarte mult, dar și transformarea, dragii mei, să nu vă fie frică de transformare. Ar putea și transformarea să vă aducă un stres, e normal. Dar nu uitați că atunci când nu am vorbit de nuca de cocos, am vorbit de perlă, trebuie să se spargă scoica și să intre nisipul ca să se creeze perla. Lăsați Duhul Sfânt să pătrundă. Este dureros. Ce mai. Ah, ce citat! Sper să-mi aduc aminte. Îmi scapă acum, îl am în minte, un citat de-al lui Rumi. Da. Da. Prin crăpătură mi-am adus aminte. Prin crăpătură pătrunde lumina. Așadar, lăsați Sufletul să se deschidă, chiar dacă doare, chiar dacă vă vedeți. Vedeți cumva, iau te, vedeți. Așa, cu jumate de ochi, cu jumate de privire sau vine, vorba vine. Vedeți cum v-ați păcălit într-o situație în care n-a fost dreptate, ați crezut că e dreptate, dar n-a fost dreptate. Ați crezut că vă echilibrează Yin și Yang, dar nu va echilibra, va dezechilibra. Trebuie să vă regăsiți esența. Moartea este o energie scorpionească profundă, profundă. Treceți prin transformări profunde, clar. Întotdeauna numărul 3 este altfel. Hai să mai iau o carte totuși. Pentru voi mai iau o carte. Încă o carte. Încă o carte. Posibil aveți tendința să nu spune, oh, da, unii dintre voi nu spuneți prin ce dureri, transformări treceți. Dar poate ar trebui totuși să spuneți, ia uite, luna, iar ascundeți suferința prin care treceți, clar. 4 de spade, renaștere, clar, renaștere și tatăl de cupe. Am zis că, mai, esența voastră este sensibilă. Este foarte sensibilă. Voi doriți să oferiți dragoste.
și treceți prin încercări grele tocmai ca să vă regăsiți lumina, să vă conectați la intuiția voastră, să vedeți în întuneric lumina divină. Îmi pare rău pentru voi, vreau să vă îmbrățișez. Dacă cineva v-a rănit, iar a spus capăt acestor răni, vă echilibrați, începeți, dar echilibru nu o să vină chiar așa una, două, dar încet, încet. Se face justiție și pentru voi. Veți primi niște mesaje subtile, poate și prin aceste etalări, awareness. Dați vălul ăsta jos, treceți de, dincolo de umbră, de aparențe și vă vedeți în primul rând pe voi. Soarele, iaute, al treilea ochi se deschide, al treilea ochi începe să vă vedeți pe voi, pe voi. Patru de cupe. Ia uitați în ce mediu ați stat. Voi știți, da? Nu spuneți. Poate că uneori nici nu-i bine să spuneți decât anumitor persoane. Să zic un confesor de încredere. Confesor sau confesoare de încredere. Dar darul divin este să vă regăsiți, că aici este un dar foarte puternic, să vă găsiți echilibru emoțional. Ia uitați ce ape calme sunt înăuntru și în jur, ce haos, ce scandal, câtă negativitate, da? Să vă găsiți frumusețea interioară, deși în exterior păreți o umbră, sau păreți, vorba bine, da? Lumea vă vrea tot așa, un număr, o umbră, o haină, un personaj, da? Dar voi trebuie să, aici este awareness, este numărul 7 al faetonului. Mergeți către această călătorie, această situație va duce către vindecare, către misiunea voastră spirituală, dar un dar foarte important pe care îl primiți în această perioadă este să învățați să faceți meditație, să vă ascultați intuiția și să lăsați transformarea să se întâmple. Da? Să fugiți de gând. Ia uite, da, 7 de spade uneori înseamnă fugă de ceva. Fugiți de gândurile negative. Da? Prin meditație. Poate că uneori e bine să stați pe lângă o apă sau să meditați când e în noapte. Să vă uitați la lună, brazii, iar să vă dea stabilitate, să știți, măi, ăștia prin câte furtune, și am în fața mea niște brazi care mă impresionează, la fiecare furtună am impresia, zic, aolo, dacă se rupe ceva, dacă pică, au, 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 da? Și ei cresc. Să fiți ca acești brazi puternici, rezistenți și sunteți, dar trebuie să meditați la lucrurile astea. Măi, ce că... Ia, uite, iar, 3 de spade. Energie toxică, poate o situație la distanță, poate o căsătorie, poate niște afaceri, iar nouă de gânduri, mai numărul 3, așa e. Dar aici este darul vostru, să... aici este, știți? Noi, nu știu ce cereți voi în rugăciune, dar când cer, Doamne, dă-mi putere. Cum îți dă Dumnezeu putere dacă nu în situații de criză conflictuale, dramatice? Nu? Că nu-ți dă putere când îți e bine. Trebuie să treci prin greutăți ca să fii puternici. Și știu că cineva care promovează. Dacă treceți prin blocaje, veniți la mine că vă zic eu să nu mai treceți prin blocaje. Blocajele sunt necesare, dragii mei, este Saturn. Dumnezeu ne încearcă tocmai ca să ne redirecționeze awareness. Am zis că este numărul 7, faetonul. Ne redirecționează înspre ce? Înspre stea, înspre credință. Și înspre interior căutați vindecarea, în primul și în primul rând, și pacea în voi. Și apoi veți primi ghidași cum să vă îndreptați înspre misiunea voastră, aceea specială. Aveți o misiune. Hai să mai vedem în ce constă darurile voastre. Numărul 3, wow! Am zis că sunteți tari în exterior, dar înăuntru sunteți atât de sensibili și de dulci. De... Mie îmi place nuca de cocos la maxim. Extraordinar. Am vorbit de schimbare de direcție. Ia uitați ce apare. Măi, se schimbă toată energia. Am fiori. Nu știu cum să vă arăt eu mâna. Să vă arăt mâna. Ia uitați. Am fiori. Deci se schimbă întreaga energie. Mergeți către... Se termină și mai... Sper că nu. Așa, anulați.
Hai să mai primim și un mergeți, ia uite. Regina de spade, poate că ați fost mental, vă separați de un personaj mental, turnul sau de responsabilități și vă regăsiți echilibru, dar nu acela pe care l-ați căutat înainte, îndurând, ci eliberându-vă, schimbare de energie. Priviți, ia uitați, ca într-o oglindă la voi. De fapt, voi ce vreți de la viață? Să fiți în acea energie negativă sau să schimbați direcția? Uite, concentrați-vă pe dragoste în timp ce vorbesc. În timp ce vorbesc. Mesaj de la îngeri, fuguța, fuguța, pentru numărul 3. Nu știu exact pe telefonul ăsta cât mă va ține. Cât am vorbit, nu-mi dau seama. Ia uite, sunteți fără limite. Aici este și ați fost ținuți în niște șabloane. Da, asta trebuie, e trans, asta, spre asta mergeți. Spre conștientizarea faptului că sunteți fără limite. Aveți numărul 4, ați stat în limite, ați stat în contracte, dar adevăratul contract este cu divinitatea. Și în această călătorie, e o călătorie, vă veți descoperi sufletul pereche, da? Două lepede. Pentru asta trebuie să aveți, să ieșiți iar să ieșiți din imaginea pe care v-ați creat-o până acum și să vă descoperiți adevăratul interior, am zis esența. Ce frumos, ce frumos, ce frumos, la capătul setului de cărți, I love you. În primul și în primul rând, voi trebuie să vă spuneți vouă că vă iubiți și la un moment dat veți auzi. Din partea nu știu cui, dar în primul și în primul rând voi trebuie. Fiți în prezent și visați la viitor. Poate că trebuie să spuneți cuiva I love you, dar eu zic că mai presus de toate trebuie să vă spuneți voi.